Un măgăruș odată, având abia un an și care rămăsese de mamă și de tată orfan, nemai având nici rană, nici pic de adăpost și numai din pomană trăind mai mult în post, s-a îmbolnăvit sărmanul, umblând prin vânt și ploaie și s-a lăsat să moară pe drumul către moară pe un maldăr de gunoaie. Trecând însă pe acolo un cal cu argint pe frâu ce se plimba ca omul sătul și fără păs și avea alivez întinse, hambare mari cu greu căpițe de otavă, trifoaie și ovăz, îl prinse atâta milă de bietul băietan sărac uitat de lume, bolnav, ba și orfan, că l-a luat îndată de pe gunoi pe sus și drept la el acasă milosul cal l-a dus. Aci, dormind pe moale și cu îngrijire bună, s-a îndrăvenit măgarul în mai puțin de o lună. Și ca să nu înșir vorbe prea multe și deșarte, voi spune că măgarul fu dat să învețe carte. La școală măgărușul n-o mai avea pereche de multă învățătură ce tot băga în ureche, ba chiar dormind cu cartea mereu sub căpătâi în fiecare clasă, fu premiat întâi și nu mai putea în sine prea milostivul cal când fiecare dascăl îi tot spunea: halal, mai rar elev să aibă la carte atâta har, mai rar așa măgar. Și s-a făcut măgarul un mare cărturar, dar calul cu atâta nu-i mulțumit în sine și ca să-l fericească îi face mai mult bine, îi caută cu zestre de mare neam soție, pornește nuntă în lege cu întreagă hergălie și în dar fără pereche îi dă a lui moșie. E fericit măgarul, cum nici nu se mai poate când viața lui e plină în totul cu de toate, mergându-i numai bine, având în toate spor, cu tot mai multă vază în ochii tuturor, mi s-a trezit măgarul că-i mare dregător. Și, cum poporul zice că e sub cer o scară pe care unii suie, iar alții se coboară, în timp ce drăgătorul e tot mai cu noroc, spre calul plin de milă se năpustește un foc. Îi arde tot avutul cu cel din urma rac și bietul cal rămâne ca nimeni de sărac. Pe-aci sărmanul să moară de durere, dar i-a venit îndată o mare mângâiere. Măgarul n-o să-l lase pe drum în vânt și ploaie, cum el a fost odată pe un maldăr de gunoaie. Ce bine-mi pare, Doamne, că ce-am putut prin tine să fac și eu pe lume măgarului un bine. Mă duc acum la dânsul, la cine m-aș mai duce până o avea la creșteți și eu o sfântă cruce? La el găsi voi odihna, o tavă prin poienă și mângâieri să-mi zvânte o lacrimă prin gene. Așa gândea sărmanul de cal, mergând pe drum, văzând în față-i totul canvăluit în fum. Dar când bătu la poarta ce avea să-i fie scut, măgarul fără suflet nici nu l-a cunoscut. Un an întreg pe urmă zăcu în vânt și ploaie sărmanul cal pe aceleași mormane de gunoaie pe care odinioară găsise măgărușul bolnav trăgând să moară. Și într-un amurg de toamnă frumoasă și târzie, când bietul cal intrase aproape în agonie, trecu pe acolo mândru măgarul cel bogat, care îngâna un cântec domol tărăgânat, dar când văzu de aproape pe calul muribund, cu răsuflarea stinsă, cu ochii duși afund, măgarul zise în sine: tot moare până mâine, să-i fac și eu un bine, să nu se chinuiască prea mult acin poteci, și-i dete una în frunte de la dormi pe veci. Așa fac și unii oameni, luați de prin bordeie și înveșmântați în aur prin sfântul milei har, ei nu înțeleg pe lume recunoștința ce e, cum n-a înțeles aceasta nici secul de măgar. Recunoștința măgarului, de Vasile Militaru. O zi faină să aveți, dragilor!